cu toții cred că așteptăm după atâta timp cât acest obiectiv a fost închis și cu mari probleme în ceea ce privește circulația și accesul dinspre Sebeș în Alba Iulia, pentru tot ce înseamnă trafic ușor, trafic greu, practic un acces principal în oraș, putem să spunem cetățenilor municipiului Alba Iulia și nu numai, chiar dacă există și ocolitoare, cei care vor să intre prin oraș, în această săptămână, noi spunem 99,99 perioadă 9, nu domnul Podaru, că acest pasaj va fi deschis. Recunoaștem că ne-a ajutat clar și pe noi și pe constructor timpul. După previziunile care sunt pe internet și de la INMH, vedem că următoarele 4-5 zile sunt cu temperaturi ușor pozitive, inclusiv noaptea, îmi spunea domnul Podaru că s-a informat și nu vor fi probleme. De astăzi există în Alba Iulia și firma care execută specializată în ce înseamnă rosturile de dilatare, sunt foarte importante și dacă reușim să le facem acum, nu mai necesităm primăvară să închidem pentru o săptămână sau două iar acest obiectiv și să facem aceste lucrări. Deci ei sunt deja aici și vor lucra susținut în aceste zile, vineri, sâmbătă, duminică, luni, sperăm că marți această lucrare se va încheia. Este așternut asfaltul, se lucrează clar la tot ce înseamnă suprastructură pe această lucrare, pe acest obiectiv, cum am spus. Deci important că am reușit să-l finalizăm, chiar dacă suntem în decembrie și, cum spuneam și la început, așa spunem că în 19-22 această lucrare va fi finalizată. Dacă mai trebuie să-și aducă cineva aminte sau are vreo importanță, termenul de finalizare a acestei lucrări pentru acest obiectiv este data de 10 ianuarie 2012. Deci ne-am străduit din toate punctele de vedere cu un efort vizibil de forță și din partea constructorului să finalizăm acest proiect. Așa cum a spus și colegul meu, domnul inginer Podaru, nu înseamnă că nu va mai exista forfotă productivă în privința acestui obiectiv, pentru că mai sunt și alte multe, cum le spunem în cheie metaforică, nimicuri, dar care întregesc activitatea și finalitatea acestui obiectiv. Mai mult decât atât, suntem, bineînțeles, în postura clară de a mulțumi tuturor participanților la trafic în ultimele luni ale acestui an și în perioada în care s-a desfășurat această mare lucrare pentru înțelegerea și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă. Ne-am străduit să asigurăm condițiile atât cât permite și infrastructura acestui oraș, așa cum a fost ea lăsată de înaintașii noștri, ne-am trebuit să asigurăm condiții optime de trafic privitor la centură, atunci ce s-a putut, dar mai mult decât atâta nu putem decât să punem în vedere înțelegerea de care au dat dovadă toți albaiulienii și toți cei care au tranzitat orașul.